Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă întâlnire cu emisiunea Bucovina Retrospectiv. Ca de obicei, alături de mine în platou se află invitatul permanent al emisiunii, domnul Tiberiu Avram, redactor șef la Monitorul de Suceava. Bun revenit, Tibi! Bine te-am regăsit, Vali, pe tine și pe telespectatorii Bucovina TV. Da. Nu că ai zis ca de obicei, dar nu ne-am Da. văzut din, Da. din Anul trecut, decembrie. Da. decembrie. Să acceptăm că încă e începutul de an. Da, da? E Chiar dacă început e de an. Da, da. E început. Cel puțin pentru Parlament. Da. Astăzi, azi da? Chiar. Și s-ar putea să avem și un nou președinte de Senat, din câte am înțeles. Asta ar fi obligatoriu, pentru da, că da. Deci până și domnul Meleșcan a acceptat hotărârea Curții Constituționale, că alegerea domniei sale, a fost neconstituțională. N-am văzut motivarea, dar bănesc era ceea ce s-a invocat atunci, faptul că trebuie propus de către grupul respectiv. El nu fusese propus de către ALDE, da. Nu fusese desemnat de către PSD și votat de către majoritatea de atunci. Da, principalele teme politice în zona politică au fost de la începutul anului, de fapt sfârșitul anului 2019, începutul anului 2020, alegerile anticipate, moțiunea de cenzură, alegeri în două tururi de scrutin primare sau și președinții de Consiliul Județean, care ar fi șansele de reușită pe fiecare, pentru fiecare inițiativă? Da. Dar nu pot să spun eu care, adică la modul ăsta, că da, se va da. Întâmpla, bine, se va întâmpla pentru că... Că și politicienii se bâlbâie încă, da, nu găsesc da, soluția. Bun, se bâlbâie. Acum, eu sincer îi suspectez că se bâlbâie pentru noi. Adică o fac intenționat. Da, deoarece sunt absolut convins că fiecare partid are o strategie clară, știe ce va urma, știe ce va face. PNL-ul, spre exemplu, deci e greu să realizezi alegeri anticipate. Un prim pas preanticipat ar fi căderea guvernului Orban în urma moțiunii de cenzură depusă de PSD. Da? Am văzut că domnul Orban spune că moțiunea nu va trece. Deci nu-și dorește căderea guvernului. Da? Pe de altă parte, domnia sa spune că își dorește anticipate. Da? Dacă ar cădea guvernul, ar fi un prim pas preanticipate. Pentru că timpul e scurt și e nevoie de câteva luni ca să desfășoare tot acest proces de numire de două ore a unui prim-ministru care să fie respins de Parlament și așa mai departe. De asta, sincer, nu prea cred... Lucrurile nu dacă, are nici în Parlament. Da, dacă moțiunea va trece, ar exista o șansă să aibă loc alegeri anticipate. O minimă șansă. O minimă șansă, asta e părerea mea. PNL-ul are nevoie la ora actuală, are nevoie categoric de alegeri anticipate. Am auzit azi dimineața la Europa FM un sondaj comandat de postul de radio, făcut în luna ianuarie, în care PNL era creditat cu 37% din opțiunile de vot. PSD-ul 27%. PSD-ul 16%. Da. 37% înseamnă enorm. Înseamnă enorm pentru că după redistribuire ar veni undeva la 4%. Peste 40%, poate funcții, poate chiar 43-45% chiar. Da? Ceea ce ar însemna că până la realizarea majorității n-ar mai avea mult. Da? Deci peste de 16%, USR parcă era în jur de 10% în urcare față de ultimele luni. Cea mai drastică scădere am văzut că sunt înregistrat la Pro-România, care a ajuns la 20%. E firesc. Ceea ce l-a înfuriat pe... domnul Ponta. Da? Da, adică cercetarea sociologică l-a enervat atare. Că nu-i drept. Eu n-am văzut, am auzit azi dimineață știrea la da. Europa FM, nu știu încă, s-a dat sondajul și în zilele trecute sau? Nu, sondajul a apărut astăzi pe mai multe site-uri. Bun, domnul Ponta, e firesc să fie enervat, dar modul în care a acționat acum, din punct de vedere politic pro-România... Ce, da. E clar și plecările masive care au avut loc din partid. Da. Acum, Victor Ponta a lăsat în ultima vreme impresia că se comportă ca un dictator sau un om al cărui el înseamnă și partidul, pentru că ai văzut hotărârile care luase Pro-România erau de fapt hotărârile luate de Victor Ponta, fără consultarea cu ceilalți lideri. Și mă refer în special la deciziile luate în timpul campaniei electorale, în timpul alegerilor pentru prezidențiale, înainte de alegeri, când s-a hotărât susținerea lui Mircea Diaconu. Da? Da. N-aveau nimic cei din Pro-România cu persoană, dar au considerat că nu este firesc să
La fel s-a întâmplat și cu ALDE, de aici a pornit, în fine. Da. Bun, acum nu știu exact ce sursă a folosit radio respectiv, Europa FM. Eu am citit pe site-ul Știri pe Surse, a citat un sondaj făcut de Curs. Și acolo, într-adevăr, 37 PNL-ul, 26 PSD-ul, din memorie spun Pro-România, clar, 4. Și, de asemenea, PMP-ul, 4%. Parcă Insomaru a făcut cel citat de Europa FM și au spus că a fost comandat de ei. În fine, dincolo de ce în spatele PNL-ului, deci, clar, ai spus de un sondaj făcut de Curs, dar eu parcă l-ai ținut în sumar. Deci PNL-ul are același scor, 37%. De asta am spus că pentru PNL, deci PNL-ul are nevoie de anticipate, pentru că are un scor bun. Guvernarea erodează. Da. Au și ei și miniștri care, vezi, fac în fiecare zi, unii fac gafe teribile. Da. Da? Și din păcate stau foarte des, nu trece săptămâna fără gafe, dar stau prost la comunicare, domnul Rareș Bogdan a recunoscut acest lucru. Da, repet, unii nu doar la comunicare, din păcate. Acum, dacă ar fi să judecăm, sau dacă pornind la premiza că guvernarea PNL este mai bună pentru țară decât guvernarea PSD, sau nu știu, guvernarea de dreapta e mai bună decât guvernarea de stânga, atunci și țara ar avea nevoie de anticipate. Pentru că, iar ce se întâmplă, dacă alegerile generale au loc la termen, există riscul ca PNL-ul, din cauza guvernării, să erodeze și să piardă în aceste procente. Da. Da? Bun, poate urca USR-ul pe acest fond, eu am mai zis, USR sunt și în Suceava, știu, niște oameni admirabili, pentru care am tot respectul, care, nu știu, sunt membri, unii simpatizanți, alții membri, dar un USR, ideea de USR în Marea Masă, nu am încredere. Bun, părea mea că indiferent ce se va întâmpla la toamnă, după cum merg lucrurile, dacă vor avea alegerile anticipate, dacă vor avea alegerile generale, dacă vor avea loc chiar la termen, tot dreapta va ajunge la guvernare. Da. Că va fi reprezentat PNL-ul într-un procent mai mic în viitorul parlament decât acum și într-un procent mai mare USR-ul, va fi altă... Poate și PMP-ul. Da, va fi altă situație, dar sunt convins că cei de la dreapta vor ajunge la guvernare. La guvernare. Da, pentru acum... Suceava oricum, Suceava vrea cu dreapta. Bun, acum, dacă pentru ce vrea cu dreapta, în caz iarăși nu putem spune, dar trebuie să spunem că... Dacă mai incităm, fim, mai incităm. Da. Nu, păi acum să fim pragmatici. Nu strică să mai facem rotație de cadre, ca să spunem. Rotație de cadre? Ce rotație de cadre? Adică de partide, de guvernări. Da, bine, rotim partidele tot, PSD-ul, PNL-ul sau... în altă formă. În frunte, da. Dar nu, am să fim pragmatici. Noi avem la Suceava un lider al PNL, și mă refer la Gheorghe Flutur, care este, și știu, sigur, și chiar din niște experiență personală, mă rog, extrem de apreciat la nivel național. Dar, bine, Gheorghe Flutur spune asta tot timpul. Oricine îl ascultă poate să-l creadă sau să nu-l creadă. Da? Dar eu personal știu asta, ți-am zis, din... Am și argumente clare în sensul acesta. Deci, Gheorghe Flutur este extrem de apreciat la nivel național, de către liderii PNL. Importanți. Importanța ai PNL. Inclusiv de președintele Iohannis, care este un alt lider important al PNL. Da, recunoaște. Cu toată independența lui politică. Așa că... după plecarea guvernului PSD, s-a văzut imediat, s-au deblocat niște finanțări. Acel sfert de miliard... pentru apa canalizare în județ. Da. Da. Bun, am zis-o acum începuse. Spitale. S-au deblocat niște finanțări extrem de mari și de importante, care au blocate de fostul guvern. Și aici, vezi, lucrul ăsta mi-a plăcut. Cei din PSD... puteau să facă lucrurile astea, ei le puneau pe seama faptului că, uite, proiectul lui Gheorghe Flutur, el o să tragă
toate beneficiile de imagine și pe electorale de pe urma acestor proiecte. Poate se împărțeau. Da, se împărțeau. Măcar se împărțeau. Adică vale, se împărțeau dacă știi să gestionezi situația. Da. Da? Pentru că tu, ca lider PSD, puteai să ieși în presă, să spui, uitați, Gheorghe Flutur, Consiliul Județean, condus de Gheorghe Flutur, sau liberali, așa, au depus acest proiect. Da? Noi, cei de la PSD, pentru că nu interesează culoarea politică a Consiliului Județean, a primăriei Suceava, care primăria nici nu-i, Suceava nu e în proiectul ăsta, parcă. Primăria Suceava, da. Ăsta mare din Suceava, da. Păi da, Rădăuțiu 20 de milioane, Câmpul Lung 20 de milioane. Primăria mai puțin Suceava, da, știam. Da. Suceava mai puțin, într-adevăr. Da, o sumă mai mică. Că o mai făcut. Și revin, noi, ca social-democrați, nu ne interesează culoarea politică a președintelui Consiliului Județean, a primarului Sucevei care beneficiază, avem și alte localități unde să... Da, la Rădăuți. Da, primar PSD. Fălticeni. Pe noi ne interesează binele comunității, da? Și chiar dacă acest proiect este început, inițiat, demarat, lucrat de Gheorghe Flutur și echipa lui, noi, cei de la PSD, îl susținem și acordăm bani pentru, prin guvernul nostru. L-am îmbunătățit puțin, nu... Da, am mai pus două virguri, dar puteai să spui orice. Da? Dar trebuie să știi să comunici. Adică aici a fost, din păcate, dacă... A cui proiectul? Și asta iar știu. Da. Unele discuții s-au purtat la nivelul ăsta. Proiectul lui Flutur. Îl oprim. Deci, din păcate, unele discuții s-au purtat la acest nivel. Da? Că nu ar trebui, repet, pentru binele județului să punem culoarea politică înainte. Da. Așa, și acum revenim la pragmatism. Deci pentru noi, atâta timp cât Gheorghe Flutur o să rămână președintele Consiliului Județean, și cred că o să rămână, că și liderii PSD au anticipat. Da, domnul Bușnir, o să vedem mai încolo. Da. Pentru noi cel mai bine, ca Suceveni, să fie PNL-ul la guvernare. Da? Pentru că, de exemplu, în câteva luni s-au deblocat niște proiecte, cred că total peste 500 de milioane de euro. Clar, și atât se adună. Suceava. E, și o să mai vină și altele. Da? Da. Plus că Gheorghe Flutur și-a făcut o țintă, un țel, un scop, spune cum vrei, din a obține finanțări și a demara proiectul autostrăzie, nu știu cum se cheamă, unei autostrăzi care să înceapă de pe la Suceava, de pe aici sau de prin zona asta și să lege nordul de sud. Nordul de sud. Da? Și eu sunt convins că nu știm bine pe Gheorghe Flutur, când îi dă ceva în cap, sunt convins că va face, da? Că în următorii 4 ani cel puțin vor începe lucrările. Deci după ce încep lucrările, într-un final se va termina. Să mai rămâne dreapta, dacă vine stânga, a terminat știi cum centură. Vale, dacă încep lucrările la autostradă și oricine vine la guvernare, e obligat să le termine. N-are ce face. Da? De asta am zis, pragmatic, noi n-ar trebui ca ziarii să spunem, votăm cu ăla sau cu ăla, dar pragmatic, noi, pentru noi asta ar fi mai bine, știi, să zic, pentru județ, pentru o guvernare județ, de dreapta. Ce spune de bani europene? Și mai ales dacă o facem pe bani europene, autostrada, e și mai bine, pentru că inițial era vorba de un parteneriat public-privat. PSD-ul propusese, în fine. Eu nu văd, chiar nu înțeleg de ce a picat problem partea asta cu parteneriatul public-privat. Bun, e adevărat că dacă faci partener public-privat, cel care face autostrada pune o taxă ca să-și recupereze banii. Acum, când mergi în Europa cu mașina, cele mai multe autostrăzi sunt cu plată. Da. Dar plătești bani. Acolo nu comentăm că de ce plătim. Da? Dacă face status, ar putea, tot va fi o taxă. Poate mai mică. Poate mai mică. De asta nu înțeleg de ce PNL-ul a respins, a anulat acest proiect sau ce era contract chiar în ea, când așa n-avea bătaie de cap. Vineau chinezi sau care vineau, își făceau treaba, făceau autostrada, aveau un termen și așa mai departe. Oamenii ăștia fac și 4 spitale într-o lună. Deci asta n-am înțeles în partea PNL-ului. Bun, hai să zicem, o să leagă varianta cu fonduri europene. Foarte bine, facem cu fonduri europene. Avantajul e că la fonduri europene, odată ce ai început, ai finanțarea asigurată din fondurile europene, ai început lucrarea, nu poți să spui că nu mai ai bani. Da. Dar și să va... Eu zic că dacă începem, va fi dusă la capăt. Da. Luăm prima pauză de publicitate, doamnelor și domnilor. Revenim imediat.